ultima dată când am venit aici, eram cu geaca pe mine și efectiv era super, super mega fric. Astăzi turnăm fundația și e un pas foarte, foarte mare la o casă, pentru că totul începe de la fundație. Nu-mi vine să cred cât de repede a venit primăvara. A trecut o lună de când am filmat ultimul clip cu casa și lucrurile au luat o întorsătură foarte, foarte mare de atunci până în momentul de față. Cred că se poate vedea cu ochiul liber că în spatele meu casa s-a ridicat forță rău de tot. În momentul de față suntem cu casa 90% gata la roșu, ceea ce înseamnă că doar trebuie să mai punem tabla și este gata. Astăzi este o zi foarte, foarte specială, pentru că în sfârșit veți putea vedea randările casei. Efectiv o să vedeți casa cum o să arate terminată, cu finisaje, cu tot, tot, tot. O să vă arăt atât pozele finale, cât și clipurile finale cu casa. Iar pe lângă toate aceste lucruri, vă voi face chiar și un tour în care vă voi explica fiecare cameră în parte, unde va veni dormitorul, unde va veni baia. Sunt foarte, foarte entuziasmat, așa că hai să nu ne mai lungim cu vorba și să intrăm în casă. O să trebuiască să scăpăm de poarta asta la un moment dat, când o să ne facem și noi gardul final, dar până atunci hai să terminăm casa. Uitați-vă și voi, bă, cât de bine arată casa, deci nu îmi vine să cred, deci efectiv, în momentul în care intri în Domnești și intri pe strada asta și vezi casa, deci efectiv se pare că e dita mai Căsoiu. Și într-adevăr, este o casă foarte, foarte mare, are undeva la 400 de metri pătrați utili. Înainte aveam mult mai puțini metri pătrați, însă am făcut câteva modificări și am mai mărit-o un pic, dar să nu spuneți la nimeni un secret. Băi, în momentul de față voi nu o să puteți să vedeți piscina, însă aici, efectiv, în tot acest colț va fi o mega, mega piscină de 27 de metri pătrați în care picantul vostru se va bălăci. Adică bam, bam, bam. Adică efectiv de aici din living voi ieși frumos și voi sări direct în piscină. Vreau să mă simt ca în vacanță la mine acasă. Vreau ca această casă să fie o casă locuibilă, dar și de vacanță. Deci practic, după cum vedeți și în poze și în filmare, aici va fi piscina. Mai departe, haideți să vă arăt intrarea principală, garajul și să facem turul casei pe interior, să vă arăt unde va veni fiecare cameră în parte, unde aș vrea eu să poziționez mobila și toate aceste lucruri. Practic, în vlogul ăsta o să vedeți cum va arăta noua mea casă. Foarte multă lume m-a întrebat, băi, cine ți-a lucrat proiectul casei, pentru că casa în momentul de față, chiar și la roșu, arată foarte, foarte, foarte bine. Așa că astăzi, pe lângă mine, o să aveți parte de un invitat surpriză, care este chiar domnul arhitect care a lucrat la proiectul casei mele. Dar până atunci, hai cu mine! Deci, practic, asta este intrarea principală. Scări mari, frumoase, așa, am vrut o intrare cât mai spectaculoasă. Aici sunt trei trepte, aici este o mini treaptă. Aici va fi intrarea principală, aici vom avea două uși din alea mari și frumoase, cu LED-uri, cu toate nebuniile. Mă, nu știu, dar mie mi se pare o intrare foarte, foarte spectaculoasă, casa este mare și avea nevoie de ceva pe măsură. Așa că haideți să intrăm în casă. Oficial, acum suntem în casă, se lucrează de zor la partea de electrică. Deci, practic, aici va fi panoul de control cu toate siguranțele, cu toată partea de electrică a casei. Iar în continuare aici vom avea un mare, mare, mare dressing de hol. În stânga, de asemenea, vom avea un mare, mare dressing de hol cu un cuier ascuns, cu tot ce trebuie, cu o băncuță pe care să te așezi, să te încalzi. Totul va fi foarte, foarte bine organizat și pus la punct în casă. Vedeți că deja am turnat și scările care vor fi în formă de U, dar o să discutăm despre ele mai târziu. Deci cum intrăm din intrarea principală, vedem un mare, mare, mare living, fraților, uitați-vă cât de mare e. Deci living-ul ăsta, nu știu să vă spun câte metri pătrați are, dar cu siguranță are mai mult de, nu știu, 70 de metri pătrați, ceva în genul ăsta. Este foarte, foarte mare. Am optat pentru niște geamuri mari, deși sunt mult, mult, mult mai costisitoare, costă mult mai mult. Am vrut niște geamuri mari pentru că eu sunt dependent de lumină. Îmi place ca casa mea să fie plină, plină de lumină. De-aia am și optat să-mi poziționez casa cu fața către soare. Deci, practic, soarele răsare din stânga și apune în dreapta. Deci, practic, casa mea va fi mereu plină de soare. Deci, acesta este living-ul. Aici vom avea o canapeluță frumoasă. Vom sta și noi așa, bam, bam, bam. Deja, parcă văd, deci nebun la cap, aici va fi. Deci, vreau cel mai mare televizor din România să am pe peretele ăsta. Deci, nu știu, undeva la 3 metri, ceva, nu știu, s-ar putea să nici nu să-mi iau televizor, să-mi iau panouri, da, și ca la Pro TV, ești nebun la cap. Mă rog, aici vom avea geamul ăla imens cu vedere către piscină. Deci, aici, practic, va fi piscina care va fi și cu o terasă, cu măsuțe, cu șezlonguri, cu tot ce trebuie să fie frumos la vară, să ne simțim și noi ca în vacanță.
pentru că ne apucăm și noi de muncă și nu vom mai avea timp de vacanță, dar mă rog, asta e partea a doua. Asta este un mic holuleț care face ca și cum legătura între living și bucătărie, pentru că aici, în stânga mea, este bucătăria. Avem popii de la Hățgionule Dorian, ne-am promutat popii și mulțumim foarte, foarte mult pe această cale. Bă, așa e frumos, bă, când ești vecin cu un coleg de breazlă, așa e frumos să te ajuți. Și Dorian, știți că de fiecare dată a fost un băiat super, super mega de treabă și chiar sunt foarte, foarte recunoscător că mi-e este vecin. Bun, aici este bucătăria. Am optat la bucătărie pentru un geam din ăsta cât mai micuț, cât mai îngust, frate, pentru că deja casa avea foarte, foarte multe geamuri mari și trebuia să contrastăm cumva treaba asta. Și mi se pare că geamul ăsta este suficient de mare. Vom avea geam fix de aici până undeva pe aici, iar aici va veni un geam mic pătrat care se va putea deschide. În cazul în care gătești, în cazul în care mai poți să-l deschizi, să mai iasă așa, oricum, asta este neimportant pentru că avem în continuare geamul ăsta mare, care nu știu să vă spun dimensiunile, are undeva la, nu știu, 3 metri pe... Auzi? Mi s-a șoptit acum în cască dimensiunile geamurilor casei mele, deci practic avem o înălțime de 2,40 m, cred că se vede cu ochiul liber pentru că eu am 1,92 m, deci diferența cam aia este. Iar ca și lungime avem undeva la 3 metri și ceva, nu știm să estimăm, nu știu, că o fi 3,20, 3,30, nu știu cât avem, însă sunt niște geamuri imense. Casa asta nu trebuie să fie o casă 2023, casa asta trebuie să fie o casă 2040, pentru că practic vreau să fie casa asta modernă și în momentul în care eu voi avea 40 de ani, de-aia o construiesc așa. Bun, deci cum am explicat, aici avem bucătărie, o să avem mobilă de acolo, de acolo până acolo. Deci practic va fi plină de mobilă. Vom avea frigidere de vinuri, vom avea frigidere de mâncare, vom avea tot felul de chestii. Aici va veni din acest zid, de aici până aici va veni un fel de măsuță pentru un bar cu două scăunele, că mai vin oameni pe la tine sau poate vrei tu să mănânci ceva super mega rapid. Bam, te-ai așezat aici, ai început să mănânci, bam, 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 foarte ușor. Aici, în mijloc, vom avea o mare insulă din aia super mega puternică cu LED-uri pe aici deasupra să gătești, bam, 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 dar cu siguranță vom avea și aici blat. Cred că o să trebuiască să-mi fac vreo 100 de neveste care să-mi gătească, pentru că vom avea o bucătărie mare cu o grămadă de locuri de gătit, multe frigidere, deci o să trebuiască să adaptăm cumva chestia asta. Vă dați seama că glumesc. Deci ați văzut bucătăria, ați văzut livingul. Aceste două camere colaborează foarte, foarte frumos între ele și îți dă așa o impresie că ar fi dita mai camera. În continuare, aici avem holul, da, un mini hol pe lângă holul de la intrare, care face legătura cu acest frumos, ați ghicit, garaj. Ăsta va fi garajul în care va sta bolidul picant, momentan BMW-ul, dar pe viitor, dacă ne ajută Doamne, Doamne, să schimbăm și noi mașina, nu știu, poate ne vom lua și noi un McLaren sau ceva, nu știu, vedem. Ok, ok, dar poate vă întrebați, bă, picane, dar de aici până acolo, de ce nu ai zid? De ce ai lăsat liber? Ce naiba vrei să faci? Nu vrei să faci perete între camerele de locuit și între garaj? E bine, nu, guys, pentru că asta este și ideea mea 2040. Probabil s-a mai făcut, dar eu tind să cred că este unică în România. Aici va fi poziționat un ditamai geamul pentru a-mi putea vedea mașina direct din living. Da, ați auzit bine? Deci, practic, aici toate camerele astea pe care le vedeți aici la parter vor vedea înspre garaj. Practic, fix cum se vede în momentul de față. Mașinuța mea care va sta aici va fi văzută de toată casa, inclusiv la etaj, pentru că, din câte vedeți, la etaj se vede absolut totul, dar vă explic mai târziu care este treaba cu scările și cu etajul. Și aici avem mare, mare rampă. Vă las și voi seama că aici, la ieșire, va veni o mare, mare rampă până la mașina mea acolo, deci până unde este BMW-ul, va veni o mare, mare rampă turnată frumos, bam, bam, bam. Iar acolo va veni o alee foarte frumoasă, cu un garden ăla spectaculos cu LED-uri și cam asta va fi ideea. Hai să intrăm în continuare în casă și să vă explic, pentru că aici este o cameră foarte, foarte importantă pe care trebuie ca orice om să o aibă în casă. Aici, e bine, guys, este vorba despre camera tehnică, care este foarte, foarte mare. Nu știu însă cum se văd pe cameră camerele, însă este o cameră foarte, foarte mare pentru o cameră tehnică. Deci aici practic o să avem centrala, panou de siguranțe, sanitarele cu apă, unde închizi apa, deschizi apa, o închizi la etaj, o deschizi jos, o închizi în camera aia, o deschizi în camera aia, toate chestiile. Vom avea aici și centrala pentru încălzirea în pardoseală, pentru că pe jos, peste tot aici va fi încălzire în pardoseală. Și cum intrăm noi în garaj așa, așa ieșim din mașină și aici vom avea o ușă, deschidem ușa și am intrat în casă.
Ok, da, acum vă întrebați, dar ce sunt cu camera asta de aici? Ei bine, ai venit frumos de afară, casa este foarte bine gândită. Ai venit frumos de afară, ai intrat aici frumos, iar aici ai o baie. Pentru că na, vii tu de afară, ești murdar pe mâini, ești în alea. Te speli pe mâini aici, faci tu un pipilică, un căcănescu, cum zice Dorian. Ai făcut un duș, pentru că aici o să-mi am un duș foarte, foarte frumos deschis, doar cu sticlă, doar ceva foarte minimalist. După care te-ai dus aici, ți-ai lăsat și tu cumpărăturile, pentru că aici vom avea o cămară, un spațiu de depozitare pentru urzici, pentru castraveți, pentru miere, untură, toate felurile, toate chestiile astea. Deși eu nu prea gătesc, dar v-am zis, poate până termin casa fac și o nevastă, așa, cu un geam frumos, cu o vedere spectaculoasă către nimic. E câmp. Însă, bă frate, foarte multă lume mi-a spus: bă, Picane, dar de ce ți-ai construit casa tocmai la Domnești? Vrei să-l copiezi pe Dorian? Chiar discutam și cu Dorian acest factor, că toate zonele de la periferie care nu au P+1 sunt foarte, foarte avantajate de temperatură. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ziua este foarte, foarte cald și foarte, foarte bine, iar seara este răcoare. Nu ca în București, unde se formează din cauza blocurilor și din cauza că peste tot sunt numai cimenturi, trotuare, blocuri din alea imense de 400.000 de etaje și se formează o pâclă de căldură. Efectiv, seara nu mai poți să respiri, ești nebun la cap. Să nu mai spun de avantajul fonic, că aici nu te deranjează, frate, nimeni, ești nebun la cap. Dacă tac din gură, nu se aude nici musca, frate. Iar de vecini, nu mai încap îndoiala, am decât un singur vecin la stânga, care mi-este prieten, chiar ne-am împrietenit foarte, foarte bine. Deci, practic, aici o să pot să țip super mega, aici o să fac eu cel mai tare live-uri pe TikTok, pentru că aici o să pot să țip o voie. Însă, în locul unde m-am mutat acum recent, nu prea cred că o să pot să fac live-uri pe TikTok, pentru că se aude și când strălută vecinul, ești nebun la cap. Deci, nu, frate, nu, eu nu sunt de acord cu blocurile, nu sunt de acord să stai la apartament, chiar dacă îți cumperi, eu sunt hater la faza asta, recunosc, chiar dacă îți cumperi un apartament și este al tău, tot nu este locuința ta, pentru că trebuie să depinzi de vecinii tăi. Când ei vor să doarmă, tu nu mai ai voie să pui muzică. Când ei vor să facă pipilică la 2 dimineața, tu îi auzi. Guys, v-am spus că alături de noi astăzi vom avea un invitat tare, tare, tare special și suntem alături de domnul arhitect Gabriel Georgescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația și pentru că ați acceptat să facem această colaborare și ați îndeplinit visul de a avea o casă aparte și chiar este un proiect aparte, deci... Mereu, de fiecare dată când vin aici, așa explicat mai devreme off-camera, când vii pe acel drum și vezi această casă superbă, gen, este foarte, foarte voluminoasă, așa, și se întinde foarte frumos pe teren, dar nici nu mănâncă din teren, adică v-ați gândit foarte, foarte, foarte bine. Nu știu dacă oamenii de acasă știu, însă când am vorbit prima dată cu domnul Gabriel și l-am întrebat cum credeți că ar fi bine să arate casa și domnul m-a întrebat, păi ai vreo dorință? Și am zis, eu aș vrea să fiu un L care să aibă în acel L o piscină. Și după care, dar n-am o idee de fațadă și după care colega dânsului mi-a trimis o randare. Valentina. Colega dânsului Valentina mi-a trimis o prima randare, un prototip și efectiv am rămas în mască. Și din ce prima mai multe randări și mai multe versiuni, bine, mai multe versiuni, ne-am oprit la vreo 3 versiuni și deja am găsit rețeta succesului, ca să zic așa, arta superbă. Și chiar vreau să vă întreb, de unde, cum? Adică eu știu când compun muzică și scriu versuri sau fac vloguri, îmi vin lucrurile așa, dar de cum vă vin toate lucrurile astea? De unde această viziune și nu știu toate lucrurile astea? Îți mulțumesc că mi-ai pus mingea la fileu și trebuie să zic că am creat o casă pentru un artist. Nu m-am luat după acea poză pe care mi-ai arătat-o, ci mai degrabă ți-am studiat personalitatea și m-am uitat pe YouTube ceea ce faci și ceea ce te definește și am considerat că arhitectura propusă ca să te mulțumească trebuie să fie fix ceea ce îți dorești, viața pe care o duci. Asta trebuie să reprezinti. Adică o casă nebună, pentru că eu sunt foarte, foarte nebun. Adică mie niciodată nu mi-a plăcut lucrurile basic. Cred că acum sunt îmbrăcat cam basic, sunt îmbrăcat în negru, dar eu mereu mă îmbrac super mega colorat, super mega nebun, super mega, vreau ceva diferit. Și sincer să vă spun, de când am randările finale pe care oamenii le-au văzut în acest videoclip, de când am văzut randările finale și am tot mers prin țara asta să văd alte case, nu am văzut o casă ca aceasta și nu cu doar că este a mea, însă este dumneavoastră, sunteți de lăudat pentru că ați făcut casa asta, deci e am pornit super și bun. De la ideea ta cu mașinile, nu pot să zic că
primul nostru contact mi-a ridicat iarăși toate ideile actuale. Am creat acest garaj și acel living comun cu garajul cumva printr-o transparență, pornind de la această pasiune. Și, da, chiar și o pasiune. Nu numai, tot spațiul este un spațiu deschis, pentru că știu că îți place să filmezi. Exact. Și conceptul este de oriunde ai filma în această casă, să ai unghiuri interesante. Și dacă nu am lumină și aer, efectiv simt că nu pot să muncesc. Și de asta avem și niște geamuri mari, o intrare spectaculoasă. Adică le-am explicat oamenilor că nu am vrut în casa mea să am un geam mic. Singura excepție este geamul de la bucătărie pe care îl vedeți și voi în spate, care trebuia să schimbe puțin treaba. Sunt foarte, foarte fericit că am reușit să colaborez cu dânsul, pentru că nu vreau să vă laud sau ceva, dar ați lucrat la cele mai frumoase și cele mai tari case din România. Ne-am uitat în cealaltă parte a casei pentru că, nu știu dacă vă amintiți, dar primul gând când am zis că vreau să-mi construiesc casa a fost că vreau neapărat o piscină. Deci sunt nebunii, de când eram mic, de când aveam 7 ani și munceam la mare, eu 80% din timp îl petreceam în mare sau în piscină. Și am zis că vreau o piscină frumoasă și încălzită. Cum v-ați gândit să îmbinați piscina cu terasa? Pentru că, din câte știți, noi aveam la început un jacuzzi pus, pe care mai târziu o să-l mutăm sus acolo, pentru că aveam o terasă prea frumoasă, cu un view prea frumos, să nu folosim jacuzziul la etaj. Cum ați gândit să, nu știu, să construiți terasa și cu pergola aia metalică? Oamenii deja văd randările și vor înțelege lucrurile. Am învățat încă din primii ani de școală, de facultate, că și casa este exact precum designul unui autoturism. Dacă la o mașină formele trebuie să se îmbine, la fel și la casă. Așadar, piscina și casa sunt una și același lucru. Wow, wow, ce tare, ce tare. Deci piscina nu trebuie să fie o anexă a casei. Nici trebuie vorba. Să fie, trebuie să facă parte din casă. Totul trebuie să fie îmbinat. Definește absolut tot. Vreau multă vegetație, vreau palmieri. Și un lucru, poate vouă nu o să vi se pară așa de important, însă noi în spatele nostru avem o placă prin care momentan nu avem gaura făcută, dar va trece un mare, mare palmier care va acoperi așa frumos casa. Și chestia asta m-a dat gata. Deci sunt niște mici lucruri, dar știți că de fiecare dată lucrurile mici fac diferența. Cum v-am venit ideea să treacă palmierul în placă? Și vă așteptăm când casa va fi finalizată să facem un tur, să bem un pahar de vin, să stăm la piscină și să vedem casa cum crește foarte, foarte frumos și cum ajunge la final. Chiar discutam cu Dorian acest factor că în Domnești momentan nu se vor construi clădiri mai mari de pe plus 1. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu se vor construi blocuri și ăsta e un avantaj foarte mare din punct de vedere a temperaturii, pentru că fie iarnă, fie vară, aici o să fie călduț, mult mai călduț decât în București, iar seara va fi răcoare, nu ca în București, unde, ținând cont că este o junglă de ciment, se formează o pâclă de căldură și e mereu cald. Ne-am lungit cu vorba și nu v-am spus unde suntem în momentul de față. Suntem în biroul meu, în care voi face cel mai șmecher conținut ever. Eu sunt un dormitor foarte generos, are undeva la 20 ceva de metri pătrați. Aici vom pune un birou și aici o să calculatorim frumos. Ne uităm pe geam la o mare, mare privește, pentru că avem niște geamuri foarte mari aici. Adică uitați-vă și voi, fraților, cât de mari sunt geamurile, ești nebun la cap. Gândiți-vă că eu am 1,92 m și în cap, în acest geam, ești nebun la cap. Și sunt două din astea, deci mai avem un geam acolo, dar... e foarte, foarte important, pentru că eu sunt nebun după geamuri, deci am făcut o casă cu foarte, foarte multe geamuri. Mă rog, nu sunt prea multe lucruri de zis, ăsta este biroul, but mark my words, pentru că aici, în căsuța asta, aici, în biroul ăsta, o să facem noi 4 milioane de abonați în curând, o să vedeți chestia asta. Haideți cu mine, pentru că a venit la pièce de rezistență, și anume etajul. Hai să urcăm la etaj, ați văzut deja scara care este o scară foarte, foarte șmecheră. Aici jos nu este momentan turnată, însă va veni o placă foarte, foarte frumoasă în care în mijloc vom face noi așa un fel de ghiveci care să aibă un mare copăcel care se va duce tocmai către etaj. Deci aici vom pune un bonsai sau nu știu, un copăcel din ăla așa frumos care să dea către etaj și hai să urcăm la scări. Bam, bam, bam. Aici de sus, de la etaj, de fix acolo unde vedeți voi acel pop și etajul ăla, exact acolo va veni un mare, mare candelabru din ăla care să târne așa până în jos. Și haideți cu mine, pentru că aici, oh, leu, sunt la survival, să ne accidentăm. Bom, 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 bom.
Suntem la etaj în momentul de față. Aici avem un spațiu gol pe care o să-l umplem noi. Vedem noi cu ce să-l umplem. Nu știm momentan, însă știți cum e vorba. Mai bine să ai spațiu în casă decât să nu ai. Și cum facem noi imediat aici frumos la dreapta, intrăm în primul dormitor și anume dormitorul copilului 1. O să-mi ziceți mie că sunt eu nebun și că mă gândesc la copii de la 20 de ani, însă, bă, fraților, vreau să-mi fac o viață foarte, foarte frumoasă, cu mulți copii. Așa, asta este dormitorul copilului 1, cu un view foarte, foarte spectaculos, cu terasă, cu tot ce trebuie, cu un geam din ăsta mare, pentru că v-am explicat, toată casa are geamuri mari. Iar pe terenul din față, nu știți de la mine, însă, cel puțin 10 ani de acum încolo, cred eu cu ardoare că nu se va construi nimic, așa că copiii mei și eu voi putea să am parte de un view super, mega curat și aerisit, pentru că aici, ce credeți, nu am vecini, nici în față, nici în spate, nici în dreapta, doar în stânga un vecin care este super de treabă și deja este prietenul meu. Hai să ieșim din dormitorul copilului 1 și să intrăm în dormitorul copilului 2. Hai să intrăm în dormitorul copilului 2, care este acest dormitor, care este construit exact în oglindă cu celălalt dormitor, deci au aceeași suprafață. Însă ce avem aici în plus este această consolă care iese din structura casei, care este foarte spectaculoasă și ați văzut-o voi de afară. Aici va sta copilul 2, care o să fie un pic mai favorizat față de copilul numărul 1, pentru că va avea deschidere către terasa mea, și anume terasa dormitorului matrimonial pe care o vedeți voi aici. Stați puțin să nu ne accidentăm, să nu murim. Așa, perfect. Asta este terasa dormitorului matrimonial și ăsta este dormitorul meu matrimonial. Ăsta este dormitorul meu matrimonial. Aici voi avea un mare, mare pat din așa de 2 metri și aici va sta fratele vostru și o să doarmă așa puternic. Și în fața mea, uite ce o să se vadă. În fața mea o să se vadă toată această priveliște superbă. Iar soarele va intra mereu, pentru că v-am spus, soarele este mereu în fața casei. Uitați-vă și voi cât de mare este acest dormitor matrimonial. Acest dormitor matrimonial are undeva la peste undeva în jur de 40 de metri pătrați, nu știu dacă mai puțin sau mai mult. Și dacă mergem aici la ieșirea din dormitorul matrimonial, chiar survivor. Aici, imediat după dormitorul matrimonial, în aceeași încăpere, avem o frumoasă, frumoasă baie care va veni aici cu o cadă din aia așa frumos. Și o să stai în cadă, așa te bălăcești și te uiți la geam. Ia. Hai să ieșim din baie. Nu sunt prea multe lucruri de zis, pentru că casa momentan este la roșu și vă dați seama că sunt doar cărămiți și camerele făcute atât. Dar în viitorul apropiat, când ne vom apuca de finisaje, veți putea vedea toate lucrurile astea. Dacă vreți să vedeți cât mai multe vloguri cu casa, apropie și butonul ăla de like. Așa, aici frumos facem bam 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 și dăm în, ce credeți, altă baie. Wow! Mamă, bă, da, știu, casa are destul de multe băi, dar trebuie, într-o casă care o să găzduiască, nu știu, poate 3-4 copii și o nevastă, trebuie să ai multe băi, ești nebun la cap ca să nu certăm toți pe o singură baie. Așa, ieșim din baia asta frumoasă, care și asta cred că va avea duș sau cadă, nu știu, și ieșim frumos, bam, 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 iar aici la dreapta veți vedea o cameră, o cameră care nu este foarte, foarte mare, adică, vedeți și voi, este o cameră normală, cred că de aici până aici, deci vedeți și voi că nu e chiar foarte, foarte mare cât deschizătura mâinilor mele, însă e o cameră foarte importantă care va masca multe lucruri. Știți că majoritatea românilor au mașina de spălat rufe și uscătorul, na, ori în baie, ori în bucătărie. Băi, eu am optat ca mașina de spălat rufe și uscătorul și efectiv coșul de rufe și mașina de călcat hainele să fie toate într-o singură cameră, iar camera asta, pe dimensiunile pe care le-am făcut noi, cred că este extrem de potrivită pentru asta. Deci aici practic va fi washing room-ul cu uscător, cu mașină de spălat, cu mașină de călcat și cu toate nebunile astea pentru haine. Iar cum ieșim din washing room, intrăm într-o zonă din asta așa extraterestră, are și pereți, dar n-are acoperiș. Vedeți că n-am turnat niciun fel de placă. Și poate vă întrebați, bă, Picane, dar ce cameră e asta, mă, ești nebun la cap? Ei bine, ăsta este dormitorul copilului 3. Dormitorul copilului 3, care are o terasă foarte, foarte frumoasă și foarte, foarte deschisă aici și mare. O terasă foarte frumoasă care are view către dreapta, cât și către față, deci toate sunt în mare, mare concordanță, numai că nu se vor, numai că acest dormitor nu va avea view către piscină. Asta e. Ne-am făcut acoperiș pentru că această cameră va fi acoperită direct de către tablă, din câte am înțeles, iar în tablă vom face un gemuleț și vom putea vedea efectiv ce se întâmplă pe cer. Vom putea vedea stelele, vom putea vedea avioanele, vom putea vedea cerul ăsta frumos și albastru și
Băi, băi frate, ce vreme frumoasă e azi, ești nebun la cap. Deci, mă rog, ați înțeles ideea, avem chiar și un gemuleț mic aici, ca să avem o vedere și pe spate. Este un dormitor mult mai mare decât celelalte două pe care le-ați văzut. Și această cameră nu era în plan în momentul în care noi am construit proiectul casei, însă am adăugat-o după pentru că era păcat, era o cameră în plus, era o cameră care să mai ofere undeva la 20 și ceva, 30 ceva de metri pătrați în plus case. Și mergem în ultima cameră de prezentat de la etaj pe care nu v-am prezentat-o încă și anume dressing-ul etajului, dressing-ul familiei, ca să zic așa, care ăsta va fi dressing-ul familiei. Este un dressing destul de generos care va fi din peretele ăsta, care peretele ăsta momentan este unfinished business. Până aici va fi un dressing foarte, foarte, foarte spațios, însă nu asta e problema, pentru că casa are undeva la, va avea undeva la 3 dressing-uri plus alea de la hall, plus în camerele copiilor cât un mic dulapior în care să-și pune ei hainele de zi cu zi. Guys, cam acesta a fost și cu acest vlog. Sper că v-a plăcut prezentarea casei la roșu și vor veni cât mai multe vloguri. Următorul vlog despre casă va fi cu frățiorul nostru Dorian Popa. Vreau să-i cer părerea lui până în momentul de față a casei, să-i prezint și lui casa și să-mi spună părerea lui sinceră. Deci, dacă vreți să vedeți vlogul ăsta, nu uitați să rupeți butonul de like, să dați un share, să lăsați multe, multe comentarii acolo și să puneți cât mai multe filmulețe pe TikTok ca să facem cât mai multe vizionări. Vă pup, fratele vostru, și ne auzim data viitoare. Pa!